cunoaște, toată lumea cunoaște după unitățile la Politehnic, viol sunt similare cu cele de la Marea Moartă, da? De ce nu ar fi avut Citechie violul o astfel de gamă? Era momentul să se întâmple lucrurile acestea. Mai mult de atât, Techie violul ca stațiune face parte din Asociația Orașelor Termale Istorice din Europa, alături de alte 27 de stațiuni care menționate aici câteva dintre ele și ele la rândul lor aveau deja o astfel de gamă. Era momentul, după cum am spus încă o dată, ca și Techie violul să aibă propria de gamă. Pe lângă motivația financiară pe care orice antreprenor și orice business trebuie să o aibă în spate și profitul, evident, cred că trebuie să fie ceva mai mult de atât. Trebuie să fie și o motivație interioară, o motivație personală care determină antreprenorul să, chiar dacă nu își atinge obiectivele financiare imediat, să tindă să ajungă la acele obiective despre care vreau să vă spun acum. Noi, ca echipă, ne dorim ca prin ceea ce face, prin activitatea business-ului, să valorificăm aceste resurse. Eu sunt din Techie, am trăit acolo, m-am născut acolo, am copilărit acolo și sunt foarte conștientă de valoarea pe care la Techie și orașul în sine le au. Și era momentul să le valorificăm și altfel, într-un mod în care nu au fost exploatate până acum. Mai mult de atât, îmi doresc ca acest brand și simt că are potențial să devină nu numai unul național, dar și internațional. Și prin acest el, ca curvie de lansare, să reajute Techie să-și recâștige imaginea de oraș spa, așa cum, de exemplu, o avea în perioada interbelică. Și mai mult de atât, mândria cea mai mare pe care o am este faptul că pe eticheta produselor scrie fabricat în România. Este un lucru pe care mizez foarte tare, este și un trend în piață, este adevărat, foarte multă lume caută acum produsele făcute în România, dar vă spun că satisfacția pe care o ai să știi că faci ceva cu resurse românești, în românești și că la finalul zilei aduci pe piață niște produse care le valorifică este minunat. Am fost aici puțin și legenda, că poate mulți ați văzut produsele afară și v-ați întrebat ce e comodorușul pe cremele, pe ambalajul produselor. Și aceasta a fost tot un model de inspirație. O să insist foarte tare pe inspirație și să vă găsiți peste tot și să nu vă fie frică că vă copiați sau că pe dumneavoastră vă va copia cineva. Este bine să ne inspirăm, să ne vină idei și să ne părtășim aceste idei, pentru că rezultatele sunt mai prețioase decât ne-am imaginat. Legenda spune că un bătrân pe nume Techie și măgărușul său se plimbau de-a lungul unui lac. Măgărușul, ambii erau răniți, măgărușul a alunecat în lac, iar bătrânul s-a chinuit o reșir să-l scoată la mal. După ce a reușit într-un final, a observat că ambii erau rănile lor erau vindecate și de atunci s-a dus vestea miraculosului lac. De aici vine și sloganul nostru care globează această legendă și anume miracolul vine la tine. Eu vă mulțumesc, am avut cam de spus și dacă puteți să vă reamintiți cuvintele acelea cheie pe care le-am spus la început, cred că sunt foarte importante pentru fiecare antreprenor sau fiecare om care are o idee și vrea să o transforme în realitate. Vă mulțumesc foarte mult și și împreună vreau să facem și o a doua ediție. Ne strângem, discutăm, dar vă bazez pe voi că nu ne oprim aici. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, suntem o generație de sub 30 de ani care dorește să schimbe România și dorește cu tot din atunci să rămână aici acasă, în țară. Deși mergem să experimentăm cumva lumea din vest, ne întoarcem cu idei și cu proiecte extraordinare pentru România. Urmează o altă tânără, Valeria Tudor, fondator de House PR Agency, un proiect creativ ieșit din tiparul agențiilor clasice, unde experiența din Regatul Unit este adaptată la piața locală. Valeria Tudor.
aceste organizații cred foarte mult că egalitatea de gen este un drept, iar în afară de asta, consideră că orice femeie ar trebui să trăiască în demnitate și contribuie la dezvoltarea societății și la diminuarea sărăciei. În afară de asta, orice femeie, nu numai prin faptul că aduce viață, ci prin ceea ce face ea în fiecare zi, prin forța pe care o are și pe care o dă tuturor din jurul ei, reușește să contribuie la dezvoltarea următoarelor generații și a societății în general. UNESCO, spre exemplu, crede chiar că femeile contribuie la dezvoltarea unor societăți care să se nască în pace și să trăiască în pace. Un lucru foarte, foarte important la noi dacă ne uităm pe ceea ce se întâmplă pe glob în momentul de față. Am luat și eu o campanie. Bianca nu știa că am lucrat la momentul respectiv pe campania Pantene, în echipa de Procter & Gamble, care a dezvoltat la noi țara campania cea cu Women Against Labels și am promovat-o foarte mult în digital, în zona de online. Eu am preferat totuși să aleg o campanie pe care nu am lucrat, o campanie oarecum străină mie, dar United Nations. Dacă o să căutați pe Google, o să observați că în momentul în care căutați a woman needs to, s-ar putea să vă apară niște lucruri total nepotrivite. Spre exemplu, mi-a apărut needs to sleep more. Și mi s-a părut așa oarecum deplasat, pentru că dacă o să căutați a man needs to, s-ar putea să vă apară niște chestii mult mai surprinzătoare și mai atractive decât ceea ce apare pentru o femeie. Cred foarte mult în educație. Cred că asta poate schimba lumea și orice femeie educată are o șansă la viitor. Însă, din păcate, statisticile, așa cum le vedeți aici, confirmă faptul că suntem oarecum în inferioritate față de bărbați. Mai puține femei au acces la studiile superioare, însă sunt foarte căutate în industria de venaj, spre deosebire de alte industrie unde foarte greu avem acces, în special în comunicare. Eu însă mi-am studiat la London Metropolitan University și am avut ocazia să fac stagii de practică și să și lucrez în agenții specializate de relații publice de acolo. Și chiar am avut ocazia să simt pe propria piele că lucrurile astea se întâmplă cu adevărat și nu neapărat că sunt o persoană care ține la stigmatizare și că îmi place să mă autoconsider victimă, însă lucrurile astea chiar se văd și nu țin de faptul că ești migrant, cât foarte mult și de faptul că ești femeie. Malala Yousafzai, un exemplu dat și de o colegă mai devreme, a militat pentru educație, dacă ea a putut să facă lucrul ăsta, și militează în continuare și nu văd de ce, dacă ea a putut să facă lucrul ăsta, nu putem să facem și noi și să acceptăm cât mai mult, să trecem de la acea femeie din două care nu lucrează, să trecem totuși bariera asta și să fim cât mai implicate și în construirea propriei persoane și în joburile noastre. She was not afraid to be brave. Nu mai a fost frică să studieze în continuare, chiar dacă se simțea amenințată în fiecare zi. A fost împușcată în cap pentru cine nu știe povestea și a revenit în mod miraculos. Acum nu mai locuiește în Pakistan, locuiește în Birmingham, dar are ocazia să propovădească în continuare despre pace și despre educația pentru femeile din lumea întreagă. Alte exemple, mai de peste oceanul de la noi, Hillary Clinton, care la un pas de a deveni președinte, Oprah Winfrey, care în afară de o cariera ei fulminantă și de tot ceea ce face pe TV și tot ce se vede pe sticlă, este un exemplu pentru că militează pentru feminism și a fondat The Leadership Academy for Girls în Africa de Sud. Iarăși, Yoko Ono, chiar dacă cumva John Lennon e mai cunoscut decât ea în relația, prin relația lor sau, mă rog, în relația dintre cei doi, ea totuși susține revoluția feminină în afară de a milita pentru pace și de a susține mișcarea hippie. Și toată revoluția asta ei a început prin Dumnezeu, The Feminization of Society, publicat în 1970, adică destul de mult distanță față de momentul de acum. Coco Chanel, care a îndrăznit să îmbrace femeia în pantaloni, când doar bărbații făceau asta. Coretta Scott King, la fel, chiar dacă este femeia lui... Nu mai bărbați, acum bărbați se îmbracă și în fuste mai nou. Da, exact, și poartă și plete, adică deja ne-am super emancipată în momentul respectiv. Azi. Deci eu am avut șoc când am văzut. Da, da. Pe doamna ce? Cu șalvar, nu era Liviu Mihai un șalvar, a fost... La momentul respectiv nu se purtau asemenea modă.
Coretta Scott King, chiar dacă a fost cunoscută drept soția lui Martin Luther King Jr., a militat la rândul ei pentru feminism și a fost prima femeie de culoare care a predat la Harvard, ceea ce este o mare realizare. Statisticile, la fel din USA, mai exact din Georgia, spun că cei mai mulți bărbați preferă tot bărbați ca șefi. Probabil că nu e o surpriză pentru multe dintre noi. Am văzut cum relaționează între ei mult mai ușor decât cu noi, pentru că noi probabil suntem și mai încăpățenate și avem o energie din asta care e posibil să-i domine la un moment dat și probabil că ne este teamă de asta. La fel, dacă ar fi să-i ofere, asta m-a șocat foarte mult, dacă ar fi să-i ofere unui copil bursă de studiu, 44% din respondenți au declarat că ar alege un băiețel. E oarecum o gândire destul de înapoiată, ca să zic așa. Ar alege fete, e adevărat, dar mie mi s-a părut totuși că este un procent destul de important în condițiile în care ei trăiesc. Adică de ce să alegi? În primul rând, întrebarea este, nu este la locul ei. Și, în al doilea rând, m-aș fi așteptat să spună că nu contează pentru ei, pentru că există o rubrică de răspuns, nu contează pentru mine ce este fată sau băiat. Și totuși, 44% dintre ei au ales să răspundă, da, aș alege un băiat. Iarăși, un alt exemplu de fondatoare de imperiu, Huffington Post. Fondatoarea poveștii întregi cu Harry Potter. Probabil că toți am auzit de Harry Potter și ne-am dorit la un moment dat. Este o femeie deosebită, este faimos speech-ul ei de la Harvard din 2008, vă rog să-l căutați pe internet, are un speech extraordinar despre importanța libertății feminine. Da. Foarte frumoase exemplele, niciunul românesc. Da, am evitat să folosesc exemplele românești pentru că, în general, persoanele pe care le-am avut eu în minte, nu au fost foarte bine primite de cei cărora le-am sugerat și atunci am preferat să mă limitez la cele din afară. Deci, da, mai ales a construit o țară. Îi datorăm. Dreptul de vot prin Constituție. Elisabeta Arizea, spune ceva, Elisabeta Arizea. Sunt și alte exemple de antreprenoriat feminin și Camelia Șucu și... Elisabeta Arizea nu e antreprenor, este o femeie care simplă a... Avem și noi simboluri. O să le prezentăm data viitoare. Cher Van este femeia cofondatoare din spatele HTC. Oricine are un telefon HTC, trebuie să știe că ea este cofondatoare. Ce au în comun aceste femei este transformarea și nimeni nu poate să ajungă putere dacă nu pornește de undeva, dacă nu este mai întâi la loc. Și cumva cred că aici vine procesul de inspirație și procesul ăsta în care asimilezi foarte multe informații și în care încerci să dai mai departe oamenilor cu tot ceea ce faci. Am identificat un exemplu, o schemă foarte interesantă pe care am găsit-o în cartea Cursa Livrezi Fericire, pe care am oferit și cadou la tombola de la Elite Networking Club în 23 iulie. Pentru că asta s-a bazat, pe asta s-a bazat foarte mult proiectul pe care l-am lansat eu. Mi-am dorit foarte mult să am un challenge și challenge-ul meu a fost să-mi găsesc fericirea, pentru că la joburile anterioare nu era fericită. Și mi-am dat seama de chestia asta și atunci am zis că vreau să pun în practică proiectul ăsta, pe care l-am avut împolțit cumva din perioada mea din UK. Și am zis că este inspirațional schema asta, pentru că există trei tipuri de fericire. Prima este o fericire de rockstar, momentul pe care avem cu toții și zicem, yes, wow, ce minunat a fost, ce prezentare reușită am avut, am luat biciul, ce proiect fain a fost, ce campanie am făcut. Mai există o fericire de tip flow, când ești cumva ancorat în ceea ce faci, dar timpul zboară și până la urmă fericirea nu rămâne acolo unde este. Și mai există o fericire pe care am descoperit-o împreună cu Bianca la Elite Business Women, aceea de a face ceva pentru comunitate, aceea de a fi implicat într-un scop mai mare decât tine, fie că dai exemple din UK, fie că dai exemple de peste ocean sau din România, asta este mai puțin important, important este că există exemple. Și că noi toți, prin ceea ce facem, ar trebui să fim parte dintr-un scop mai mare decât noi. Mai mare decât a obține profit, mai mare decât a face un client să zâmbească, mai mare decât a lua o prezentare, mai mare decât a aproba un buget. Dar face parte din
într-un scop mai mare decât noi, de a vedea lumea în ansamblu așa cum este ea, chiar peste granițe, pentru că toate modelele autohtone de la noi nu sunt 100% born and raised din România. Ceea ce ne face pe noi să fim distinți este că acesta este chiar biroul nostru pictat de o ilustratoare. Este creativitatea, este faptul că încercăm să îmbinăm modelele din UK cu ceea ce se întâmplă la noi pe piața locală. Eu am lucrat o perioadă în Comisia Europeană, o perioadă la client, o perioadă la agenție, am tot fixat joburile, tocmai pentru că eram căutarea în contare de challenge-uri. L-am găsit prin DMR-a The House PR Agency. Și ce facem noi acolo? Spunem poveștile clienților cu suflet, ca și cum ar fi ale noastre. Încercăm să facem brandurile Love Brands prin vizibilitate, credibilitate și loialitate, lucruri pe care orice brand și le dorește de la consumatorii lui. Pe mine mă mai găsiți implicată și în alte proiecte personale, pentru că am devenit mamic acum 10 luni. Așa că mi-am făcut un blog de și în același timp lucrez cu ilustratoarea Elina Georgescu la niște povești, pentru că în timpul liber scriu și povești. Preia, fetița mea, mă inspiră să fac lucrul ăsta. Acesta este primul meu. Vă mulțumesc frumos, sper că mă găsesc pe Twitter, pe mail. O licitație în termenul specific. Urmează o tânără care a schimbat cumva fața bicicliștilor din orașul Constanța, a creat un trend, o mișcare națională cu o vizibilitate pe toate televiziunile și în toată mass media, a reușit să facă lucrul acesta din nimic și asta vreau să spun și mai devreme. Suntem foarte mulți tineri aici la Constanța care facem fără resurse, fără fonduri europene, fără foarte mulți bani, facem proiecte dedicate orașului nostru, comunității și dezvoltării societății civile. La 16 ani am avut primul job și primul hop. A demonstrat că și fetele pot să meargă pe motocicletă. Cel mai cunoscut proiect coordonat de ANDA este Skirt by Constanța, cea mai colorată defilare cu biciclete care are loc anual. O invit pe Anda Nicola, omul și pe Mare. Eu vreau să vă aduc ceva mai tare, pentru că Anda este o tânără extraordinară care a făcut lucruri frumoase pentru Constanța, care a promovat Constanța la nivel național și merită aplauzele voastre furtunoase. Da? Mulțumesc pentru invitația, în primul rând, de Bianca și Oani de asemenea, Oani Techir. Să știe toată lumea Oana Techir. Foarte bun chiarul, mulțumesc, Oana. În primul rând, mulțumesc pentru invitație și, în al doilea rând, mulțumesc pentru introducere. Iar nu mă așteptam. Mă bucur că sunt apreciată și mai ales mă bucur că proiectul Skirt by este foarte apreciat. Sper pe viitor să fie din ce în ce mai apreciat, astfel să... Astfel să convingem și primăria, autoritățile și poate pe viitor colaboratori, sponsori să ne susțină piste de biciclete pentru bicicliștii constanțeni, atât fete, chiar dacă reprezint aici Skirt Bike, Skirt înseamnă fustă, bike înseamnă bicicletă, să ne dea pistele de biciclete pe care ni le dorim cu atâta ardoare. Chiar sunt onorată că am oportunitatea să vă vorbesc și îmi doresc pe viitor să fac parte din comunitatea aceasta elitistă de femei business. Sper să mă inspir de la dumneavoastră, să învăț și mai ales să aplic ceea ce am învățat, astfel să reușesc mai departe în businessul pe care l-am pornit. Skirt by Constanța pentru mine este un proiect de suflet. La început nu am fost nimic exact ce explica și Victor mai devreme.
Însă, cu timpul, mi-am dat seama ce am câștigat și ce a fost mai de preț. A fost comunitatea de bicicliste din Constanța, pentru că asta a fost și intenția inițială, să am partenere de biciclist, pentru că nu aveam așa ceva, sau cel puțin nu puteam ajunge la el. Și atunci, când am auzit prima dată de eveniment, eram corporatistă și, pe lângă faptul că nu puteam ajunge la București să merg cu bicicleta, să iau parte la evenimentul acela, mi-am dat seama că și Constanța sunt doritoare de astfel de experiențe și evenimente inedite. Și iată că am căutat prin lista mea de prietene, de adevăr, cele mai sportive, și răspunsul lor a fost un fel de da, nu doar că am venit la eveniment, dar să ținem pe mai departe. Pentru că următorul eveniment pe care l-am făcut în 2014, nu neapărat că eram într-o perioadă mai aglomerată, cât eram pe punctul de a spune, ok, am făcut un eveniment, acum hai să vedem ce fac eu mai încolo, ce fac în continuare. Dar fetele m-au dat de mânecă și au spus, nu, Scârbai continuă, Scârbai este la Constanța, Scârbai va rămâne la Constanța. Și atunci mi-am dat seama că am o comunitate de tipe foarte tare. Și exact cum spune și această plăcuță pe care noi o folosim la candy bar-urile și la evenimentele noastre, mersul pe bicicletă este ca, de fapt, viața este ca mersul pe bicicletă. Trebuie să rămâi în mișcare, tocmai ca să-ți menții echilibru. Și mie îmi place să fac mișcare. Foarte multă mișcare. Am continuat mișcarea aceasta cu Shamare Events. La partea aceasta de brand, bănuiesc că vă gândiți ce înseamnă. Ce înseamnă Shamare? Sau de ce Shamare până la urmă? Iată că vă spuneam că am fost corporatistă și am dat demisia, am demisionat, tocmai pentru că eu eram eficientă, adică reușeam să fac lucruri și le făceam bine, le-am luat toate premiile dumnealor, însă mi se părea inutil să nu fiu și eficace. Adică să reușesc să fac lucruri, să le fac, să am rezultate pozitive și mai ales să mă mulțumească pe mine, să mă cânte pe mine. Fac o paranteză, lucram la o corporație producătoare de tutun și mai ales un mare vânzător, cel mai mare vânzător de pe piață. N-are rost să pomenim că a trecut de mult capitolul corporație, dar vreau să vă explic faptul că mă simțeam inutilă că nu făceam ce-mi place. Eu eram un promotor al sănătății. Îmi plăcea să mănânc sănătos, să fac mișcare și nu mă regăseam. Și atunci, alături de prietenele mele, care sunt de asemenea în sală, și alături de parteneri de la Scârbai, sau de la alte evenimente la care eu am luat parte, tot pro sănătate, am continuat și am făcut tot felul de evenimente, cum ar fi Paperdor sau ziua ei la care au participat și fetele la Scârbai. Și s-a poate continua. Însă vreau să mulțumesc pe această cale și părinților, dar mai ales asociatei mele, doamna M, pe care am cunoscut-o în cadrul lui Scârbai. O altă corporatistă, fostă corporatistă, care mai cochetează un pic cu domeniul acesta, doamna Mariana Hangu, o să rog să se ridice un pic în picioare. Mulțumesc! Dumnezeu este, să spunem, persoana mai experimentată de la noi din Gașcă. Chiar dacă eu am doar 26 de ani, Dumnezeu, să spunem că contrabalansează. Ne-a stricat media de vârstă, exact cum îi place să spună. Ne-a stricat balanța și iată că, fiind cu 30 de ani mai experimentată decât mine, reușește să țină pasul și mai mult atât, eu reușesc să învăț în fiecare zi de la Dumnezeu tot felul de secrete. Mulțumesc încă o dată! Ziceam de Shamare, ziceam de numele ales pentru firma de organizat de evenimente. Reprezintă o zonă din Mauritius, pentru că după ce am demisionat, n-am avut altceva mai bun de făcut decât să călătoresc. Și atunci m-am umplut cu gânduri pozitive și am încercat să creez o situație pozitivă pentru mine, exact cum explicau mai devreme speakerii mai experimentați, că în fața eșecului trebuie să zâmbești ca să-l faci să fugă. Și nu mi-a mai rămas de făcut decât să zâmbesc. Dar lucrurile s-au îmbunătățit și iată că pe lângă firma pe care o susțin și pe lângă
Toate evenimentele la care eu particip ca organizator și, în primul rând, ca și invitat, îmi place nebunie să pedalez și să fac parte din defilarea noastră colorată. În această vară am cochetat și cu, de fapt, să spunem că mi-am impus creativitatea în Summer School la Cambridge și iată că la începutul anului școlar pregătesc o serbare specială, o serbare care va avea tematică Alice in Wonderland și sunt sigură că o să fie ceva cool. Veți mai auzi despre Cambridge și despre serbările sau evenimentele pe care le vor susține dumneavoastră pentru că sunt acolo și sunt sigură că mă vor susține dumneavoastră pentru că vreau să schimb ceva și acel ceva este în evenimentele pe care vreau să le promovez. Sunt altfel de evenimente decât cele pe care vi le închipuiți, în sensul în care îmi plac mințile clasice, însă o tematică tot timpul e binevenită. Dacă vă gândiți la o petrecere aniversară cu o tematică anume, eu v-aș sugera, poate venețiană, poate... sub forma aceasta încerc să personalizez fiecare eveniment și cu doamna Mariana tot timpul ne gândim să aducem ceva nou, tocmai să încercăm să demonstrăm oamenilor că trebuie să fie o corvoadă, ci să le aducem aminte că, până la urmă, nunțile trebuie să fie un eveniment care trebuie arătat tuturor, până la urmă trebuie să fie un eveniment inspirațional, trebuie să inspire și să inspire fericire. Nu vreau să vă mai țin foarte mult, însă aș preciza ceva. Vedeți foarte multe domnișoare acolo în slide-ul meu. Vreau să precizez că nu am făcut asta singură, chiar dacă ideea a fost a mea și chiar dacă emoțiile a fost sunt ale mele. Sunt ale mele. Sunt ale mele. În fiecare an ne confruntăm cu situații diferite. Dacă în primul an nu aveam flori sau dacă în primul an reușeam să ne înțelegem între noi din... Acum ne înțelegem priviri și avem un stil al nostru care ne caracterizează. Vă pot povesti așa câteva experiențe de dinainte de eveniment. De exemplu, fiind vorba de sponsorizare, sunt mulți care, să spunem, nu iau în serios faptul că eu am doar 20 și un pic de ani și atunci cred că e o chestie care nu ar trebui luată în serios. Și, din păcate, am fost lăsat bat de multe ori în fața evenimentului de către un sponsor. Dar asta nu a fost o problemă. Iată că am rămas fără flori la primul eveniment și am luat taurul de coarne, cum s-ar spune, și ne-am gândit la o nuntă care avea să fie în weekendul cu pricina. Scărba tot timpul este duminica. 2 iunie 2013, 15 iunie 2014 și 21 iunie 2015. Iată că, înainte de evenimentul acela, am găsit o nuntă și domnișoara Mireasă, de atunci, ne-a dăruit florile și mi le-a donat. Și iată că am avut pe biciclete flori, fără să avem un sponsor sau... Noi aveam un sponsor, teoretic, dar ne lăsa se bate. Asta ca o chestie de culise. Și iată că am găsit soluții mereu și din câte puțin, dar cu voie bună și cu mult sprijin din partea fetelor de care vă spuneam că s-au alăturat fără doar ce poate, am reușit să facem o comunitate și vă invităm de asemenea să dați like la pagină ca să fiți tot timpul sincronizate cu evenimentele și cu întâlnirile noastre, pentru că acolo noi postăm mereu tot felul de imagini, de fotografii și videouri cu noi. De asemenea, vă invit să participați la Scărbaica anul viitor, măcar ca și colaboratori din punctul ăsta de vedere, exact cum ați venit în seara aceasta, pentru că așa vă simt pe toți. Trebuie aștept să vă dau o carte de vizită la ieșire. Nu se știe niciodată când veți avea nevoie de un event coordinator.